Deputaților din majoritatea PAS care au semnat convenția de la Istanbul le este interzisă Sfânta Împărtășanie în bisericile din cuprinsul eparhiei de Bălți și Fălești a Bisericii Ortodoxe din Moldova. Dispoziția a fost semnată de arhiepiscopul de Bălți și Fălești Marchel în baza unei adresări venite din partea preoților din eparhie. Interdicția va funcționa până în duminica 50-mii anului 2022, adică până la Rusalii, sărbătoarea care marchează 50 de zile de la învierea lui Isus. Potrivit fețelor bisericești, Convenția Europeană, care a fost votată de deputații PAS și semnată de președintele Maia Sandu, are intenții bune, dar printre ele este ascunsă o surpriză distrugătoare care vine să le ofere copiilor dreptul să decide singur dacă sunt fete ori băieți. Deputații PAS nu au dorit să elimine această prevedere care lovește în valorile morale și creștine ale poporului nostru, se spune într-o adresare a eparhiei către creștini, care a fost prezentată publicului de episcopul de Bălți și Fălești, Marchel. Îngrijorările noastre expuse în scrisoarea circulară din 8 octombrie curent s-au adeverit în cel mai cutremurător mod. Majoritatea parlamentară de la Chișinău a votat totuși și într-a doua lectură Convenția Europeană, care, chiar dacă având unele și multe și bune intenții, de dreptul este periculoasă la cel mai înalt mod, la cel mai înalt grad, pentru că ascunde în matca sa o surpriză distrugătoare capabilă să dea peste cap toate frumoasele și nobile intenții ale acestei convenții. Vorba este despre așa zisa liberă alegere de către copii de a-și schimba genul. După ce guvernarea a inclus Moldova în lista țărilor care au acceptat convenția de la Istanbul, creștinilor din țara noastră nu le rămâne decât să se roage pentru copiii noștri, a continuat Marchel. Acum însă rămânem cu toți în așteptare și în rugăciune, convingându-ne încă o dată în plus despre dreapta și perfecta dreptate a înțelepciunii populare, care ne spune să fim cu luare aminte atunci când semănăm, căci de aceasta depinde ce vom secera. Acum constatăm cu mare regret că ne-am înșelat amarnic atunci când am semănat. Înșelare pentru care acum riscăm să plătim cu nevinovăția sufletească a copiilor noștri. În dezbaterile privind ratificarea convenției, reprezentanții guvernării au respins toate afirmațiile că documentul pune în pericol valorile morale ale societății. În plus, Uniunea Europeană a cerut Moldovei să ratifice documentul încă în anul 2014, a subliniat ministrul Protecției Sociale, Marcel Spatare. Ratificarea convenției este condiționată și de agenda de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, ca urmare a semnării acordului de asociere la 27 iunie 2014, fiind inclusă în planul de acțiuni a Republicii Moldova. Deputații care au votat convenția și au întâmpinat cu aplauze evenimentul nu se vor mai putea împărtăși în bisericile din Episcopia de Bălți și Fălești, a anunțat episcopul Marchel. Cu 54 de voturi, proiectul 262 a fost aprobat în a doua lectură. Binecuvintez votanților legii distrugătoare de suflet numite Convenție Europeană, li se interzice Sfânta Împărtășanie în toate bisericile eparhiei de Bălți și Fălești a Bisericii Ortodoxe din Moldova pe perioada de până la duminica 50-mii a anului 2022. Formațiunea de guvernare a venit cu o reacție la decizia bisericii și le-a cerut preoților să se roage pentru victimele violenței. Amintim că la 20 octombrie, președintele Maia Sandu a promulgat legea cu privire la ratificarea convenției de la Istanbul. Documentul a fost criticat dur de opoziția parlamentară din blocul comuniștilor și socialiștilor, care la fel a atras atenția asupra detaliilor ascunse din textul convenției. Potrivit lor, acestea ar fi contrare Constituției și tradițiilor Republicii Moldova.